Dragi telespectatori, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune. Avem bucuria și onoarea să avem alături de noi un profesor universitar într-o perioadă fierbinte. Îi spunem bine ați venit domnului decan al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie, domnul profesor universitar dr. Artur Tuluș. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. O bucurie întotdeauna și e o perioadă deja foarte aglomerată pentru dumneavoastră. Tocmai ce s-a terminat sesiunea și vine cea mai efervescentă perioadă din an pentru orice facultate, pentru orice conducere a facultății, dar și pentru profesorii care își proiectează viitorul în ochii studenților care vor să vină. O săptămână până la bacalaureat. Da, e rapid. Este rapid și noastră știți foarte bine că în mediul universitar, pe lângă vârsta biologică, mai căpătăm și alte, hai să spunem, zile din astea importante. Una dintre ele, sau mai bine zis, interval de timp, e perioada asta de admitere. Este o perioadă importantă pentru orice facultate. O altă chestie este perioada de absolvire. Noi am trecut prin cursul festiv și dumneavoastră ați trecut prin cursul festiv. Dar acum e admiterea. E fierbinte admiterea, este importantă și ne pregătim pentru ea. O generație termină masteratul, o generație termină licența, vor fi la masterat, dar cei mai importanți acum sunt cei care vor veni în facultate și cum facem și cum face fiecare facultate și cum face Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie să îi atragă și să le explice ce se întâmplă acolo. Domnule profesor, pentru cei care nu știu, sună așa, e complex, istorie, deja istoria e vastă, filozofie și mai vastă, teologie, intrăm în toate. Dar n-aș vrea să sperii pe cei care vor să vină, nu, lucrurile vor fi foarte faine. Eu le promit acest lucru. Da, ne pregătim pentru această admitere. Avem o facultate cu o tradiție de vreo 3 decenii de acum. Am crescut natural, eu așa zic, și pe orizontală și pe verticală. Am plecat de la cele 3 componente care se regăsesc în titulatura facultății, istorie, filozofie și teologie, dar între timp am dezvoltat și specializări de sociologie și avem aici sociologie și resurse umane care intră în domeniul sociologie, relații internaționale și studii europene care intră într-un domeniu numit științe politice. Iar pe partea de teologie, bineînțeles, avem teologia asistență socială și artă sacră, dar bănuiesc că o să le discutăm pe rând. Aici este nivelul licență. Spunem științe socio-umane, fiindcă ne-am dus către această, haideți să spunem, formulă mai largă a științelor socio-umane. Chiar am avut discuții la nivelul colectivului privind schimbarea titulaturii facultății și nu știm ce să facem, să renunțăm la tradiție pentru a prinde cumva în această titulatură toate componentele pe care le avem în prezent sau, din potrivă, să păstrăm tradiția și să încercăm să ne promovăm mai bine în așa fel încât toți cei ce doresc să urmeze o asemenea specializare să poată veni la noi cu plăcere, iar noi, la rândul nostru, le putem oferi tot ceea ce este necesar pentru atât pe parte științifică, cât și pe parte de formare profesională și umană. Și pentru dezvoltarea lor în viitori specialiști, pentru că facultatea dumneavoastră are cadre didactice deosebite. De mult, Universitatea Dunărea de Jos din Galați a depășit bariera Galațiului. E o universitate regională, o universitate transnațională, deci, practic, avem o bază de selecție mare și avem elevi foarte buni pe fiecare domeniu în parte. Și pentru ei, haideți să luăm fiecare domeniu în parte și să încercăm să-l punctăm ca procedură de examen, cifră de școlarizare, ca specific. Am înțeles. Bun. Haideți să începem cu licența, că e primul nivel al învățământului superior. Și cel care interesează acum, cei care dau bacul deja, au afinități, știu, își doresc și doar le trebuie impulsul și clarificarea. Da, da. Voi începe cu istoria. Eu fiind istoric de profesie, avem un colectiv foarte bun aici pe partea de istorie. Am făcut un calcul undeva între 40-50% sunt profesori abilitați, adică sunt conducători de doctorat, ceea ce spune foarte multe despre acest colectiv. Practic, putem acoperi toată paleta de învățământului superior, nivel licență, master și doctorat. Așa că cine dorește să facă istorie, să vină la noi, așteptăm. Mergând mai departe, vorbesc un pic și despre filozofie.
Și aici avem un corp profesoral care s-a structurat în timp și care e un corp profesoral foarte bun pe acest domeniu. Apoi, mergând mai departe către sociologie, către domeniul sociologie, avem sociologie și resurse umane. Știți că în prezent este foarte important și se caută foarte mult acest specialiști în resurse umane, atât în cadrul instituțiilor de stat, cât și în societăți capital privat, să spunem. Practic sunt acei inspectori pe resurse umane, acum trecând un pic către, sau revenind un pic către istorie, acești inspectori de resurse umane sunt foarte importanți. Știm că predecesorii lor au fost un Iosif Stalin, un Nicolae Ceaușescu, că și el a fost pe partea de cadre, ca să spunem așa. N-aș vrea să ajungă specialiștii noștri de acum viitori dictatori, dar e, hai să spunem că e o specializare care le poate suscita interesul dacă... Acum revenim la lucrurile concrete și trecând dincolo de partea asta de, hai să zicem, glumițe, ne reîntoarcem pe relații internaționale și studii europene. Este o specializare foarte interesantă. De ce este foarte interesantă? Fiindcă a fost creată cumva pentru acei eurofuncționari. Practic, ea este compusă sau are două componente. Raporturile dintre state după apariția unui sistem internațional și Uniunea Europeană. Studii europene, asta se, cu asta se ocupă, cu formarea, funcționarea și viitorul Uniunii Europene. Spun că este o specializare interesantă, fiindcă aduce cumva sau e o chestiune de graniță, fiindcă cei care vor urma această specializare vor avea pe lângă cursurile astea de istorie recentă, vor avea parte de filozofie și sociologie politică, vor avea cursuri de drept comunitar, adică dreptul Uniunii Europene și drept internațional, relații economice internaționale, partea asta de, hai să zicem, teorie ale relațiilor internaționale, două limbi străine, fiindcă tocmai ăsta este interesul nostru, ca cei ce termină să poată să candideze, să aibă posibilitatea să candideze pentru acest corp al eurofuncționarilor și credeți-mă că dincolo de acele instituții pe care poate că toată lumea le știe, în spatele lor este un corp funcționar numeros, plătit destul de bine, așa că cine ajunge acolo va avea o viață financiară foarte bună. Apoi, tot la aceste specializări, numai la relații internaționale, avem și un curs numit Managementul Proiectelor. Este un curs aplicat și prin acesta încercăm pe cât posibil să-i învățăm pe studenții noștri cu această birocrație până la urmă, că știm foarte bine, în spatele oricărui proiect este o birocrație, sunt niște pași pe care trebuie să-i faci și încercăm efectiv să inițiem și să-i familiarizăm cu aceste fonduri europene, cu modul cum pot fi ele câștigate, fiindcă dacă România a avut un minus după intrarea în Uniunea Europeană, tocmai acesta a fost atragerea acestor fonduri europene. Mergând mai departe către partea de teologie, această teologie asistență socială încearcă să îmbine cumva această latură filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, dar nu numai către Biserica Ortodoxă Română se adresează această specializare, fiindcă acum partea asta socială, asistenții sociali, știți foarte bine că încă nu avem destui pentru a acoperi necesarul pe piața forței de muncă. E chiar un mare deficit. E un mare deficit. Dincolo de aceste lucruri, dacă vor urma și acel modul psihopedagogic, cei care vor urma această specializare pot preda și ca profesor de religie. Apoi, artă sacră, toată lumea mă întreabă, domnule, păi ce e artă sacră, că sună foarte ciudat. Păi e simplu, sunt cei ce păstrează, conservă și continuă mai departe spiritualitatea ortodoxă și nu numai. Mă refer la acea spiritualitate tradițională românească. Sunt cei ce devin pictori de biserici, de icoane, de tot ceea ce înseamnă până la urmă arta tradițională românească. Și aici restaurarea avem... chiar. Și restaurarea, da, și restauratori. Aici, până la urmă, am vorbit de... Acestea sunt specializările pe care le oferim
la nivelul licență și vă spune și locurile acum, fiindcă m-ați întrebat. Da. La istorie avem 18 locuri la buget. O să precizez doar bugetul. Pe lângă buget avem și locuri la taxe, evident. Deci la istorie avem 18 locuri la buget, la filozofie avem 15. Pe domeniul sociologie, pe cele două specializări, avem 21 de locuri la buget. Pe relații internaționale, 18. Pe teologie, asistență socială, 18 locuri la buget și la artă sacră, 10 locuri. Important aici, la numărul de locuri de la buget, e bine să clarificăm un lucru pentru toți cei care vor dori. În momentul în care a intrat, să spunem, printr-o conjunctură a concursului, și aici o să vă rog să detaliați și în ce constă acest examen, concurs de dosare, cum este organizat la facultate și bine să vină de la dumneavoastră, nu rămân tot timpul acolo. Și în funcție de calitatea prestațiilor în studenție, pot trece automat la buget. Deci, iată. Da, este foarte important acest lucru și chiar mă bucur că m-ați întrebat. Cei ce se vor înscrie la facultatea noastră, evident, va fi un concurs de dosare, cu excepția celor specializări de la teologie, care au și o parte vocațională, să spunem, la artă sacră. Această specializare se subscrie artelor vizuale și trebuie să depună un portofoliu, dar nu e nimic de speriat, ar trebui totuși să urmărească site-ul admiterii și o să vadă exact despre ce este vorba. Și teologia asistență socială, la fel, vor avea și o parte de dincolo de acest concurs de dosare. Se va face o ierarhie într-o primă fază, apoi cei care sunt înscriși vor trebui să aducă diplomele de bacalaureat. Această ierarhie va suferi modificări. Mai mult decât atât, odată ce veți fi admiși în toamnă la facultatea noastră, trebuie să știți că după fiecare an se face din nou o ierarhie, se trage linie și astfel, dacă într-un prim an vă aflați la taxă, de exemplu, în anul 2 puteți să urcați la buget, fiindcă aceste locuri bugetare nu sunt pe persoană, ci sunt pe specializare. Așa că e o competiție și sistemul tocmai asta dorește să facă, să stimuleze această competiție. Și să încurajeze. Și să încurajeze. Un student care poate fi ușor debusolat la început. Dar, ulterior... Dar noi suntem acolo să ajutăm, să dăm toate sfaturile posibile celor care doresc să se înscrie. Avem și site-ul facultății noastre, avem și pagina de Facebook, așa că dacă sunt tutorii de an, care sunt întotdeauna alături de studenți, un parteneriat extraordinar de strâns. Da, da, sunt și o să discutăm un pic și despre avantajele de a fi student în anul întâi, în anul 2021-2022, când o să atingem chestiunea de proiecte, dacă o să avem timp. Sigur, și chiar vreau, pentru că spuneați de cele două noi specializări și observăm că e de fapt o facultate dinamică, în continuă nevoie de a se adapta pieței, de a oferi o paletă cât mai largă de specializări și de șanse studenților, care la un moment dat se pot regăsi chiar în mai multe forme de învățământ. De ce nu? Deci, cei care vin la noi, dincolo de partea științifică, și ați văzut că avem un corp profesoral bine pus la punct. Deci, trecând repet, dincolo de această parte științifică, studenții noștri capătă niște deprinderi. În primul rând, capacitatea de a comunica și de a relaționa. Este foarte importantă și este, cred că ar trebui să fie o prioritate pentru orice specializare ce intră în aria disciplinelor socio-umane. Asta ce înseamnă? Că cei ce termină la noi pot să se ducă către profesii variate, bazându-se tocmai pe această capacitate de relaționare pe care noi încercăm să o stimulăm în cazul acestora. Și acum vă pot spune din experiența celor ce au absolvit că s-au dus către ocupații diverse, dincolo de acele ocupații caracteristice, pe la urmă, specializărilor. I-am întâlnit în medii profesionale variate. La un moment dat am și zis, inclusiv în bănci, erau cei ce dădeau credite, mai exact erau cei ce relaționau cu oamenii ce dădeau credite. De ce? Fiindcă au această capacitate de relaționare pe care o facultate ca a noastră caută să o stimuleze. Așa că
noi nu formăm numai cunoștințe, ci formăm competențe, deprindere, aptitudini necesare ulterior pentru orice absolvent de o facultate, de facultate. Abilități și, până la urmă, versatilitate în a aborda diverse domenii și în a te împlini profesional. Piața muncii este versatilă și numai cine nu conștientizează acest lucru. De aceea, cred că și pentru o facultate, și o facultate trebuie să fie versatilă și să fie flexibilă și să încerce să ofere celor care o frecventează, da, cele mai bune, cea mai bună înzestrare pentru ceea ce va urma după terminarea acestei facultăți. Tot atât de important este și, sau studenții noștri ar trebui să se analizeze cumva și să vadă care sunt pasiunile lor, fiindcă după facultate urmează o viață și în viața asta e bine să faci și ceva ce îți place. Ne-am referit la studii de licență. Sunt cei care cărora le dorim succes la bacalaureat săptămâna viitoare, când îl încep, și rezultate cât mai bune și să devină studenții facultății dumneavoastră. Dar haideți să abordăm pe scurt și partea a doua. Studiile de masterat pentru a avea, într-adevăr, imaginea complexă a ceea ce înseamnă formare fără studiile doctorale, deocamdată, ele fiind oferite celor care, într-adevăr, doresc și să facă performanță. Într-adevăr, pentru a avea o formare completă acum în sistemul Bologna, știm că este acest sistem de 3 plus 2 plus 3, 3 fiind, primul 3 fiind licență, 2 master și cel al treilea, iar ultimul 3 este nivelul doctoral, dar pentru a se forma sau avea o formare bine definită ar trebui să urmeze și studiile masterale. Avem două programe de masterate pe care le propunem în acest an. Primul se intitulează Geopolitică și interferențe sociale și culturale este europene. Este o chestiune, din punctul meu de vedere, foarte atractivă, care, dincolo de cei ce termină istoria, pot să urmeze, practic, acest program și absolvenți de filozofie, sociologie, chiar și din alte domenii. Încercăm să abordăm problemele actuale ale spațiului într-o perspectivă interdisciplinară și cam asta își propune acest program de master. Iar al doilea program de master este deschis pentru spiritualitate ortodoxă și asistență socială. Practic continuă acea linie de îmbinare, să spun, a teologiei cu asistența socială începută de la nivelul licență. Pe lângă programul ăsta de master, avem și școala doctorală, domeniul istorie, e bine reprezentat aici și așteptăm candidații cu dragă inimă. Să nu uităm să trecem și la candidații deja absolvenți, la profesorii care pot, sau la alte specialități care pot veni la programele de conversie pe care dumneavoastră le derulați și care ajută în dobândirea unei noi perspective și unei noi modalități de abordare. Da. Avem programe de conversie pe cele trei mari direcții, adică de care ține cumva tradiția facultății noastre, pe istorie, filozofie și pe sociologie. Așteptăm și acolo candidați, numai că cei de acolo au un statut un pic diferit, fiindcă, practic, aceste programe de conversie sunt făcute pentru pentru profesori, în dorința de a-și completa norma didactică cu acele specializări din programele astea de conversie pe care le fac și pentru a fi plătiți în calitate de calificați. Vorbim despre profesionalizare, vorbim despre abordarea unei piețe în continuă mișcare, nu mai vorbim deja de departamente de resurse umane, vorbim de companii de resurse umane cu angajați foarte bine plătiți. Haideți să ne întoarcem la specialiștii în proiecte pe care, la cealaltă specialitate, îi formați. Fiecare facultate are nevoie de proiecte, fiecare instituție are nevoie de proiecte, de fapt fiecare dintre noi, la un moment dat, ne dorim să fim implicați în proiecte. Și asta va fi, de fapt, viitorul.
care este stadiul în care Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie este la capitolul proiecte. Știu că e efervescență și da, acolo. Da. Încercăm. Deci încercăm. Până la urmă mergem pe principiul olimpiadei, trebuie să participăm și avem colegi care participă prin înscrierea de proiecte. O competiție este foarte dură, mai ales pe partea asta de socio-uman, fiindcă acum haideți să zicem, proiectele astea au căpătat o componentă de inovare, o componentă aplicată. E mai dificil pentru noi să venim cu această componentă aplicată, fiindcă până la urmă istoria nu poate să producă un robot sau nu poate să producă un mecanism din asta, dar istoria poate să-ți ofere niște tipare pentru a nu repeta greșelile care s-au făcut în trecut. Revenind la aceste proiecte, în prezent, în cadrul facultății, sunt în derulare două proiecte importante, proiecte diferite. Unul dintre ele este un proiect de tip ROZE. Am spus că este important fiindcă se adresează în special studenților din anul întâi. E un proiect pe 2 ani de zile, 2020-2021 e primul an de derulare, așa că viitoarea generație va prinde acest proiect și prin el noi oferim studenților, dincolo de partea asta de dotări care ne rămâne facultății, oferim activități de tutorat, consiliere și orientare în carieră, coaching și dezvoltare personală, diverse ateliere interactive și nu în ultimul rând o excursie tematică gratuită, 3 nopți, 4 zile. Anul acesta vom merge și vom ajunge în Cluj-Napoca, Sibiu-Alba Iulia, fiindcă acolo avem concentrate o mulțime de instituții care să se substituie cumva specializărilor noastre. Apoi, dincolo de acest proiect ROZE, avem un proiect de cercetare care și el are o parte de aplicabilitate extrem de interesantă. Se numește ARCTER și este o colaborare între facultatea noastră și Politehnica din București. Practic, rezultatul acestui proiect este o hartă digitală cu siturile arheologice și istorice. Știți foarte bine că atunci când primarii, sau mai bine zis, orice primărie se lovește atunci când trebuie să se ocupe de terenuri, să le dea, să le vândă, să le arendeze, să, în fine, nu știu exact unde sunt aceste situri istorice și arheologice. Ei, în cazul ăsta, această hartă digitală va rezolva această problemă. Și eu sunt foarte convins că acest proiect are un viitor frumos. Acea hartă digitală poate fi aplicabilă la nivelul întregii țări și astfel poate lămuri acele probleme care apar atunci când vorbim de planuri urbanistice zonale, de acele puzuri. Și de ce nu când vorbim de urmărit obiective de vizitat? Pentru că altfel vom avea și o imagine a tuturor siturilor spre care ne putem îndrepta ca pasionat sau ca cercetător. Gândiți-vă că e o hartă cu 120 de puncte, practic. Orice sit este marcat prin 120 de puncte, așa încât detalierea lui pe acea hartă digitală este extrem de complexă și nu ar putea scăpa nimic, adică nu aș vedea după aia probleme în ceea ce am vorbit mai devreme, da? Adică cu acele terenuri și cu localizarea exactă a respectivelor situri pe terenurile despre care... Domnul profesor, învățăm din greșelile istoriei, filozofăm, mergem către sociologie, mergem către proiecte europene, ajungem să apelăm la teologie de fiecare dată când ne reculegem. Din păcate, avem și un inamic, timpul. Timpul emisiunii noastre s-a scurs, mai aveam de vorbit despre conferințe, mai aveam de vorbit despre proiectarea disciplinelor viitoare, mai aveam de vorbit despre această efervescență din viața universitară, dar nu aș vrea să ne luăm la revedere înainte de a anunța un filmuleț deosebit de prezentare, dar vă las pe noastră să ne spuneți doar în câteva cuvinte și să invităm pe telespectatori să-l vadă și pe absolvenții de clasa a 12-a să vină la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie. Mulțumesc! Întotdeauna știți că istoria începe cu acele mituri, așa că lăsăm loc și pentru o dată viitoare în cele poveștile, da, Ceherezadei. Vă așteptăm la facultatea noastră, vă promitem
că aici veți întâlni un corp profesoral deosebit și că vă veți dezvolta atât pe partea științifică cât și pe partea umană, având, bineînțeles, șanse mari de reușită ulterior în activitatea noastră profesională. Vă așteptăm, urmăriți acel spot, mie mi se pare extrem de interesant, fiindcă omenirea are la bază specialiști în socio-umani. Iar dumneavoastră, distinși spectatori, dragi absolvenți, știm despre ce este vorba, venim la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie. Domnului profesor Artur Turuș, îi mulțumim și îl invităm la o nouă emisiune, iar pe dumneavoastră să urmărim filmulețul. Toate cele bune, rămâneți sănătoși! Ce ne face umani, de fapt? Conștiința noastră? Limbajul? Rațiunea? Spiritualitatea? Faptul că gândim în termeni de bine și rău? De adevăr și minciună? De frumos și urât? Capacitatea noastră de a descifra trecutul cu fața îndreptată către viitor? Dorința și împlinirea de a crede în noi, dar și în ce este deasupra noastră? Căutarea fără de astâmpăra adevărului a ceea ce nu se vede și rămâne ascuns în ceea ce se vede? Sau poate nevoia noastră permanentă de a-i asculta și ajuta pe ceilalți? Suntem umani pentru că cei ce știu a privi în trecut pot vedea și în viitor. Securitatea și pacea sunt de dorit urii și războiului, iar europenii au un destin comun. Suntem ființe sociale cu nevoi sociale, iar omul a fost și va rămâne cea mai importantă resursă. Suntem mai degrabă în căutarea noi întrebări decât în furnizarea de răspunsuri. Pentru a ne fi mai bine, trebuie să facem mai bine. Avem datoria de a conserva, de a îmbogăți și transmite patrimoniul național. Noi am făurit civilizații și tehnologii care au schimbat fața Pământului. Uneori în bine, alteori în rău. Însă ceea ce ne face umani, până la urmă, este conștiința că toți trebuie să contribuim la cum vom fi peste sute de ani și șansa de a decide în ce măsură putem noi participa la acest proiect. Aici și acum poți combina dezvoltarea ta personală cu o carieră profesională.